Bine ați revenit la seria Să ne gândim, să revedem întrebarea cu numărul 96. Un detașament de soldați tocmai pleacă dintr-o unitate militară, deplasându-se în coloană cu viteză constantă. Detașamentul are lungimea de 100 de metri. Un soldat din ultimul rând primește un binoclu pe care trebuie să-l ducă la soldații din primul rând. Așa că pornește alergând pe lângă detașament cu viteză constantă spre primul rând. Este important să rețineți că exact în momentul în care soldatul începe să alerge, cei din primul rând ies pe poarta unității militare, sunt în dreptul porții. Când soldatul ajunge la cei din primul rând, le dă binoclul și se întoarce imediat, fără să piardă timpul, alergând cu aceeași viteză pe care a avut-o până atunci spre locul lui, adică spre ultimul rând de soldați. Și ajunge acolo exact în momentul în care ultimul rând trece și el de poarta unității, se găsește în dreptul porții unității. Și întrebarea este, ce distanță a alergat soldatul în total? Dus-întors. Putem considera că avem două mișcări. Una în care soldatul se deplasează în sensul în care se deplasează detașamentul, formația militară, și una în care se deplasează în sens opus. Aceasta este poziția inițială a formației militare, reprezentată de dreptunghi. În acest moment, soldatul începe să alerge. El este reprezentat printr-un cerc albastru. Iar cei din primul rând, în acest moment, se găsesc, așa cum vedeți în desen, în dreptul porții unității militare. Bineînțeles că în timp ce soldatul va alerga spre primul rând, formația militară se va deplasa pe o anumită distanță, căreia să-i spunem X. Deci pentru a ajunge la cei din față, soldatul trebuie odată să parcurgă distanța până la poartă și apoi distanța pe care a parcurs-o în acest timp formația militară, X. Dar distanța până la poartă, în momentul inițial, este egală cu lungimea formației militare. Pentru că știm că în acel moment, cei din primul rând sunt în dreptul porții unității militare. Așa că soldatul trebuie să alerge în sensul de deplasare a formației pe distanța L mare plus X. Să vedem! Acum a doua mișcare. Deoarece până soldatul va ajunge la locul lui, cei din ultimul rând, unde e locul lui, vor ajunge la poarta unității militare, înseamnă că soldatul are de alergat distanța X ca să ajungă la locul lui. Să vedem! Și acum să vedem ambele mișcări legate. Deci, la dus, soldatul trebuie să alerge pe distanța L mare plus X, iar la întoarcere trebuie să alerge pe distanța X, adică în total el trebuie să parcurgă distanța L mare plus X plus X, adică L mare plus de 2 ori X. Și pentru că noi știm cât este L mare, 100 de metri, mai trebuie să-l găsim pe X. Așa cum v-am spus și data trecută, în mișcarea uniformă, adică în mișcarea în care viteza este constantă, distanța se calculează prin produsul dintre viteză și durata deplasării, notată aici cu T, timpul de deplasare. Și această formulă ne arată că în mișcarea uniformă, distanța parcursă este proporțională cu durata mișcării. Așa că putem scrie pentru mișcările soldatului următoarea proporție. Raportul dintre distanța parcursă la dus și distanța parcursă la întoarcere trebuie să fie egal cu raportul celor două durate
adică să le notăm cu T1 respectiv T2. Și avem atunci proporția L plus X, distanța parcursă la dus, supra X, distanța parcursă la întoarcere, este egal acest raport cu T1 supra T2, cele două durate. Dar putem scrie o proporție și pentru mișcările formației. În timpul T1, adică timpul necesar soldatului să ajungă la cei din primul rând, formația militară a parcurs distanța X. Să revedem animația. Dar în timpul în care soldatul aleargă înapoi spre locul lui, timpul T2, ce distanță parcurge formația? Cei din primul rând ajung la sfârșitul celei de-a doua mișcări la distanța L mare de poartă, pentru că știm că în acest moment cei din ultimul rând se găsesc în dreptul porții. Dar la începutul celei de-a doua mișcări, cei din primul rând erau deja la distanța X de poartă. Așa că distanța pe care o parcurge formația în timpul T2 este L mare minus X. Să revedem și această animație. Deci în timpul T1 formația parcurge distanța X, iar în timpul T2 parcurge distanța L minus X. Și atunci putem scrie proporția pe care o vedeți, și anume X supra L minus X este egal cu T1 supra T2. Și pentru că amândouă rapoartele din stânga sunt egale cu raportul celor două durate, putem să egalăm cele două rapoarte și obținem proporția L plus X supra X este egal cu X supra L minus X. Dar o proporție are proprietatea că produsul mezilor este egal cu produsul extremilor, așa că în cazul nostru avem L plus X pe lângă L minus X egal cu X pătrat, și pentru că L plus X pe lângă L minus X este egal cu L pătrat minus X pătrat, avem în final această ecuație care este echivalentă cu L pătrat egal cu 2X pătrat și din care rezultă că X este L mare supra radical din 2. Și dacă facem calculele, găsim că X are valoarea aproximativă de 70,71 de metri. Și pentru că distanța totală parcursă de soldat este L mare plus de 2 ori X, găsim rezultatul 241,42 de metri. Deci soldatul aleargă în total aproape 241,5 de metri. Am primit și răspunsuri care susțin că distanța parcursă de soldat este 200 de metri. Atât ar fi dacă formația militară, detașamentul, ar fi în repaus, dacă n-ar fi în mișcare. Dar deoarece formația este în mișcare, soldatul trebuie să parcurgă o distanță mult mai mare alergând spre înainte decât distanța pe care o aleargă ca să ajungă la locul lui, și de aceea distanța totală este mai mare de 200 de metri. Și acum să trecem la întrebarea de azi. Sunt sigur că aproape toți ați auzit, în variante mai mult sau mai puțin asemănătoare, următoarea întrebare. Te găsești într-un loc de pe Pământ, de pe planeta Pământ. Te deplasezi un kilometru spre sud. Apoi te deplasezi un kilometru spre est sau spre vest, n-are importanță. Apoi te deplasezi un kilometru spre nord. Și ai ajuns în locul în care ai fost inițial. Unde ești? Sunt la fel de convins că, dacă ați auzit întrebarea, știți și răspunsul. La polul nord. Să vedem dacă e adevărat. Am exagerat distanțele, după cum veți vedea, ca să putem vedea deplasările. Te deplasezi un kilometru spre sud, prima mișcare. Nici nu prea ai de ales. Dacă ești la polul nord, nu te poți deplasa decât spre sud.
Apoi te deplasezi un kilometru spre est sau spre vest. Eu am ales spre est. Apoi te deplasezi un kilometru spre nord și ajungi în locul în care ai fost inițial, adică la polul nord. Deci, răspunsul este corect. Este o întrebare interesantă, dacă n-ați auzit-o până acum, să o rețineți, dar această întrebare mai are o soluție. De fapt, mai are o infinitate de soluții și dacă am spus o infinitate, știu că pe unii ajut, pe unii încurc spunând acest lucru. De aceea, ca să porniți cu șanse egale, voi spune că o figură geometrică are o infinitate de puncte, pentru că este alcătuită din linii, iar liniile, drepte sau curbe, n-are importanță, au o infinitate de puncte. Acum pot să vă pun întrebarea de azi. Te găsești într-un loc de pe Pământ. Te deplasezi un kilometru spre sud. Apoi te deplasezi un kilometru, să zicem, spre est. Apoi te deplasezi un kilometru spre nord și ai ajuns în locul din care ai plecat, în locul în care ai fost inițial. Dar nu ești la polul nord. Unde ești? Succes! La revedere!